Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitații din studio sunt Valeriu Popa, consilier Orașul Sângera. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Organizatorul protestelor desfășurate zilele acestea și participant la proteste. Mihai Lari, primarul Orașului Sângera. Bună seara și vă mulțumim pentru că ați găsit mulțumesc timp. În calitate de primar aveți foarte puțin timp liber, din câte îmi dau eu seama, și ați venit la noi. Mulțumesc mult, da. Și, doamnelor și domnilor, vreau să vă atenționez că tribuna care este liberă în partea stângă a domnului lui primar Mihai Lare era preconizat să fie ocupată de către un reprezentant al Ministerului Mediului, pentru că am telefonat astăzi ministrul mediului, domnul Valeriu Munteanu, care mi-a spus că, vreau să citez, nu există problema pe care vrem noi să o discutăm, ea este iluzorie și dacă ei politic se războiesc între ei, atunci nu avem treabă aici. Însă, în timpul discuției, domnul a zis că va transmite unui reprezentant, și anume șefa Direcției Prevenirea Poluării și Managementul Deșeurilor, doamna Svetlana Bolocan, să fie prezentă la noi în studio astăzi ca să discutăm și să avem un dialog constructiv. Până acum am așteptat această persoană, pe Svetlana Bolocan, la telefon nu ne-a răspuns, de aceea regretăm foarte mult că astăzi vom discuta în lipsa Ministerului Mediului. Dacă doamna Bolocan mai intenționează să vină sau poate ambuteiaje, locul dânsei este liber, o așteptăm cu mare drag. Și prin legătura telefonică vom intra cu Vladimir Garaba, președintele Mișcării Ecologiștilor din Moldova. Și acum tema, pentru că practic v-ați dat seama, stimați telespectatori, despre ce vom vorbi. Vom vorbi despre problema construcției centrului de gestionare a deșeurilor periculoase, care era cazul să fie construit, a fost inițiată această procedură de construire printr-un proiect elaborat de Ministerul Mediului în orașul Sângera, în imediată apropiere a satului Dobrogea. Orașul Sângera intră în componența municipiului Chișinău și face parte din sectorul Botanic. Ca să începem să discutăm, este o istorie, domnul Popa, cu mai multe episoade. Mie îmi pare că este un precedent, că până la urmă locuitorii unui sat, unui orășel, au reușit să stopeze un proiect care a fost cu abateri organizat sau gestionat, sau managementul acestui mecanism de elaborare a avut careva lacune, pentru că nu în zadar au ieșit locuitorii orașului Sângera să protesteze. Episodul 1 a fost că ați ieșit cu nemulțumiri și cu cereri de a organiza dezbateri și consultări cu locatarii orașul Sângera, după care episodul 2 a fost că ați cerut un referendum. CECU a acceptat parcă, doar că cereau avizul Cancelarei de Stat. După aia și am văzut postările dumneavoastră în care spuneați că va avea loc acest referendum care trebuia să fie organizat pe 21 mai. Corect. Exact. Și da. Colac peste pupăză, CECU-ul anunță că nu va mai fi organizat referendum pentru că nu a primit aviz pozitiv de la Cancelare de Stat, după care ați început să protestați prin acțiuni mai dure de a bloca traseul național Chișinău-Odessa. Ceea ce a atras și atenția mass mediei și a altor organisme. Vreau să ne spuneți ce este cu această istorie, de ce până la urmă oamenii au fost nemulțumiți, pentru că într-adevăr nu s-a ținut niște rigori elementare și drepturile omului de a fi informat, sau până la urmă ne spuneți dumneavoastră. Da. Bine, mai întâi vreau să punctez careva amănunte referitor la organizarea protestelor. Menționez că protestele s-au organizat doar la inițiativa locuitorilor, pentru că noi, în calitate de consilieri, ne-am adresat la toate instituțiile competente la care am hotărât noi sau am crezut de cuvință că ar putea să intervină să ne ajute. Deci, protestele este pur o acțiune civică și cu această ocazie vreau să le mulțumesc tuturor locuitorilor din Sângera care au acționat și au răspuns la îndemnul nostru mai întâi să colectăm semnături, celor care au semnat le mulțumim, celor care au participat la adunările organizate în Sângera, Dobrogea, Revaca, pentru că datorită locuitorilor din Sângera, noi am ajuns la, cum dumneavoastră ați menționat, stoparea procesului de implementare acestui proiect la noi în Sângera.
Iar acțiunile de sau manifestările care au fost organizate la data de 20 mai și 28 mai, cum am mai menționat, este o acțiune pur civică. A fost intenția locuitorilor, bineînțeles, ne-au anunțat și pe noi, noi i-am susținut în manifestul pașnic referitor. Deci aici politic nu este nimic, într-adevăr. Oamenii exact. Se tem de viața și sănătatea lor. Sigur. Pentru că vreau să vă zic că în Sângera avem foarte multe momente de poluare a mediului. Corect așa? Avem zona industrială, avem aeroportul care avioanele sigur, ne poluează. Sigur, avem traseul. Mai lipsa, traseul ăsta central. Avem, da. Apropo, un miros, acum vreau să menționez, un miros periodic apărut din urma arderei, probabil este o firmă un care... Un proces tehnologic probabil de ardere a zahărului sau a altui produs sau ceva legat cu vinul, pentru că de multe ori am sesizat și pe rețelele de socializare, miroase foarte urât și foarte înădușitor. Avem multe lucruri în Sângera care ne deranjează. Sigur mai trebuie da. Și aceasta. Sigur că da. Și noi când am aflat despre proiect, din păcate, noi am aflat târziu, la 30 septembrie, atunci când deja documentația era gata, era pregătită, ceea ce ne-a alarmat pe noi a fost faptul că, citind proiectul, am aflat acolo așa scrie că la 11 februarie a fost informat publicul din Sângera referitor la crearea acestui proiect. Ceea ce este o informație total falsă, la 11 februarie nu a cunoscut nici Consiliul și nu a cunoscut nici locuitorii din Sângera. Bineînțeles, ne-a alarmat. Ce am făcut noi? La ședința din 2 decembrie am prezentat un scurt rezumat la documentație pe care am reușit să o studiez. Bineînțeles că am văzut că sunt un șir de date alarmante, inclusiv date eronate, dacă o să fie necesar, o să fac trimitere la ce date mă refer. Bine, noi am inițiat colectarea semnăturilor. O petiție. Am adunat 2300 de semnături. 2300 de semnături în 4 zile, adică Sângera după Roger Revaca s-a mobilizat, nu știu dacă mai este o localitate care a putut atât de tare să mă mobilizeze și iarăși le mulțumesc locuitorilor pentru că este meritul lor. S-au mobilizat în 4 zile, am colectat 2300 semnături, au fost persoane care mi-au adus 700 de semnături, iar și în aceste 4 zile. Noi am înaintat petiția către prim-ministrul Republicii Moldova și către Ministerul Mediului la prima etapă, unde am invocat toate nemulțumirile noastre, inclusiv toate datele eronate pe care le-am depistat în documentații, am acordat anumite întrebări. Am primit și un răspuns la Ministerul Mediului în care... Da, care este public, îl putem găsi, da? Sigur, pe da, site-ul Ministerului Mediului. Da. Și în răspunsul lor noi aflăm că, de fapt, ei consideră că ne-au anunțat pe noi la fiecare etapă, ceea ce nu este adevărat, menționez, cu atât mai mult în... Stați un pic aici că este necesar să precizăm. Chiar și eu am deschis acel document în care se vorbește foarte detaliat despre acest centru. Este vorba de studiu de fezabilitate, corect? Exact. Și aici se spune că în luna ianuarie 2016 a fost înaintată autorității competente cererea privind activitatea planificată. Dumneavoastră însă menționați că doar în septembrie 2016 ați aflat de acest proiect. Exact. Poate să confirm orice locuitor. Primul lucru care ne-a alarmat, care a fost motivul că s-a tăinuit informația față de noi, dacă tot Ministerul Mediului spune că este un centru care va aduce doar beneficii orașului Sângera. Totodată, în primul răspuns pe care îl avem de la Ministerul Mediului și care este destul de complex și amplu, cu multe argumente aduse din partea lor, conține 6 pagini, Ministerul Mediului confirmă că nu există niciun fel de temei pentru că ei să nu elibereze acordul de mediu, pentru că absolut toată documentația este elaborată legal și cei ce invocăm noi în petiții nu este chiar așa cum spunem noi. Apropo, referitor la terenul care se află în orașul Sângera, atât de bine îl descrie Ministerul Mediului cu corespunde acestui proiect, că ți pare că acest teren a fost predestinată nu pentru construcția acestui centru. Adică ei menționează că absolut nu există niciun impediment pentru ca să construiască centrul noi în Sângera. Noi având așa răspuns la scrisoare, bineînțeles că ne-am adresat la alte instituții, inclusiv Parlamentul Republicii Moldova și Comisia, exact nu știu cum se numește, nu țin minte cum se numește, dar Ecologie și Mediu, ne-am adresat chiar și primăriei municipiului Chișinău, iarăși ne-am adresat prim-ministrului, am cerut audiență, ne-am adresat președintelui Republicii Moldova, am cerut audiență, chiar am trimis o scrisoare către Centrul Național Anticorupție, unde am solicitat ca să
examineze care a fost cauza că nu ni s-a încălcat un drept prevăzut de Constituție, dreptul la informații. Până în la ziua de azi am un răspuns, avem un răspuns intermediar, că după 30 de zile am primit răspunsul, că ancheta derulează și încă nu s-a finalizat. Deci de fiecare dată toate petițiile noastre erau redirecționate către Ministerul Mediului și de fiecare dată Ministerul Mediului invoca că nu există absolut niciun temei să anuleze documentații sau să nu acorde... Asta la început. Să nu acorde, exact. Până în ziua în care, iarăși datorită locuitorilor care s-au mobilizat și au cerut referendum, Consiliul Orașului Sângera a votat referendum, CEC-ul ne-a acceptat referendumul și după care Ministerul Mediului a venit cu altă scrisoare prin care ei deja spun... După referendum menționez că ei renunță la proiect. Bine, ei menționează asta printr-o scrisoare. Dar noi... nu era anulat în, referendumul încă? Nu, încă atunci... nu era anulat, da, referendumul nu era anulat. Noi... Deci se simțea riscul că referendumul va avea sigur, succes da. Și... Sigur că da. Oamenii, bineînțeles, sunt împotriva unui semne centru, cu atât mai mult. Dacă chiar Ministerul Mediului, cu riscul să mă repet, spune că va aduce doar beneficii sociale și economice la nivel local, noi am întrebat, bine, atunci care a fost cauza că ați tăinuit informația față de locuitori, dacă el atât e de benefic? Invers, trebuia să veniți să ne spuneți și noi trebuia să fim cu ambele mâini pentru acest proiect. Dar nu este chiar așa și noi când am studiat documentația am văzut că într-adevăr există un șir de date alarmante la care, dacă o să fie necesar, o să facem trimitere. Și deja după, după ce am văzut că Ministerul Mediului e... a dat un astfel de răspuns, bine, noi am toată documentația a fost elaborată conformitate cu legea numărul 86 privind evaluarea impactului asupra mediului. Și bineînțeles că Ministerul Mediului este o autoritate publică care se supune prevederilor acestei legi. Deci, eliberarea, consultarea populației, etapele de consultare, eliberarea acordului de mediu și mai departe sunt reglementate prin legea respectivă. Astăzi, noi am aflat de pe pagina web a Ministerului Mediului, deci ei au un comunicat, un anunț, unde noi am aflat că Ministerul Mediului nu a eliberat acordul de mediu până la ziua de astăzi. Dar îmi pare foarte rău că n-a venit, chiar să fie fost doamna Bolocan, era să fie foarte bine, pentru că dumneai este executorul aproape la toate scrisurile care noi, la toate răspunsurile primite de noi la petițiile noastre și am avut un șir de întrebări către dumneai. Ar fi fost foarte bine, dar din păcate, nu știu, au nici aflat... Nici nu înțeleg de ce să te schivezi, să vii, să răspunzi. Probabil că au aflat că venim inclusiv și noi. Noi suntem... Am studiat legislația, am studiat documentația, avem întrebări foarte concrete. Nu, chiar într-o scrisoare s-a menționat că atunci când au fost doar la un protest, au fost prezenți. Nu, la protest nu au fost, au fost doar la ședințele, la ședințele Consiliului. Da. S-au comportat cu ei brutal și au fost insultați. Dar nu cred că aici în studio noi avea să ne comportăm brutal și avea să insultăm sigur pe doamna Bolocan. Nu-i motiv, asta e scuză. Întrebarea mea este, pe 28, că deja scrisoarea, răspunsul Ministerului, unde la final, într-un aliniat, se spune că în concluzie, reiterat menționăm că prin deciziile sale, Ministerul Mediului a renunțat definitiv la amplasarea centrului de gestionare deșeurilor periculoase în orașul Sângera și nu mai revine la acest subiect. De ce ați mai organizat pe 28? Da. Nu aveți încredere în ceea ce spune Ministerul? Bine, iar și eu repet că nu am organizat, am participat. Au organizat oameni, au fost bine, vorbesc civică. În linii exact, generale, da. Despre locuitori. Care situație? Ministerul Mediului ne-a prezentat mai întâi 6 scrisori, 5 după asta a venit și a 6, prin care ei reiterau de fiecare dată poziția lor că documentația este elaborată perfect legal, nu există niciun fel de motiv ca să elibereze acordul de mediu. Cu atât mai mult, până la data de 30 decembrie 2016, la consultare publică a fost expus proiectul hotărârii de guvern privind crearea instituției publice Centrul de Gestionare de Deșeurilor Periculoase în orașul Sângera. Astăzi, dacă accesăm site-ul Ministerului Mediului, la compartimentul transparent decizional, vedem că proiectul de hotărâre există. Dat există. Adică el este remis guvernului pentru a fi supus în ședință și a fi votat. Prima întrebare, dacă dumneavoastră renunțați, de ce proiectul de hotărâre de guvern încă mai este plasat pe site-ul Ministerului Mediului și deja noi suntem la sfârșitul lunii mai? Una. Următoarea întrebare. Proiectul de hotărâre de guvern sau emiterea sau aprobarea oricărui act administrativ a organelor publice centrale
se supune legii numărul 317 privind actele normative ale administrației publice centrale și locale. Atunci când s-a remis proiectul de hotărâre de guvern la guvern, întrebarea mea este, s-a remis doar documentația? Nu, bine, că proiectul de hotărâre este bazat pe documentația privind evaluarea impactului asupra mediului și conform legii numărul 86, legalitatea documentației este confirmată de eliberarea acordului de mediu de către Ministerul Mediului, conform articolului 23 din legea menționată supra. Întrebarea mea, în cazul în care, așa cum menționează astăzi Ministerul Mediului, nu a eliberat acordul de mediu, cum a putut să emită guvernului proiectul de hotărâre de guvern? Deci este un nonsens. Sunt niște sigur întrebări la care răspunsurile vă pun pe gânduri. Sigur că da. Și nu aveți încredere că s-a stopat acest proces, da? Credeți-mă că nu s-a stopat 100%. Deci acum dacă va fi reorganizat guvernul, ne așteptăm peste jumătate de an că poate să se inițieze iarăși procedura. Sau sperăm că următorul minister... Știți care chestiune? Conform privind deșeurile, articolul 62, care se numește Centrul de Gestionare Deșeurilor Periculoase și care reglementează centrul sau activitatea centrului, dar bine, numai în trei articoli, se pune în aplicare începând cu 1 ianuarie 2020. Adică până la data din 1 ianuarie 2020 nu suntem expuși riscului, dar până atunci sunt 3 ani de zile. Noi solicităm ca documentația, evaluarea impactului asupra mediului să fie anulată și bineînțeles că nu printr-o scrisoare sau printr-un act sau printr-o expunere verbală, dar printr-un act, printr-un ordin al ministrului sau printr-o decizie, pentru că Ministerul Mediului, conform regulamentului ministerului, emite decizii sub formă de ordin a ministrului sau decizia ministerului. Am înțeles. Conform articolul 23 din legea 86, acordul de mediu se emite în anumiți termeni. Astăzi Ministerul Mediului spune că nu a emis acordul de mediu, da? Și iarăși noi ne uităm la articolul 23 alineatul 1. Litera alineatul 1. Ministerul Mediului, după examinarea documentației, fie emite acordul de mediu, remite inițiatorului pentru definitivare documentația sau refuză eliberarea acordului și prevăzut expres. În ce caz Ministerul Mediului poate să refuză? Ministerul Mediului în scrisoarea lor scriu că ca urmare a dezacordului populației. Dar bine, noi dezacordul ne l-am expus încă luna decembrie, la data de 20 când am înaintat petiția. Din decembrie și până în ziua în care a fost aprobat referendumul, Ministerul Mediului nu a făcut trimitere la dezacord. Când a fost aprobat referendumul, Ministerul Mediului face trimitere la dezacord. Și iarăși, conform alineatului 2, conform de fapt alineatului 4 din articolul 23, se specifică singurul caz când poate să nu fie eliberat acordul de mediu. Dacă prin documentația privind evaluarea impactului asupra mediului s-a stabilit că în urma realizării activității planificate mediul îi va fi cauzat un prejudiciu irecuperabil, autoritatea competentă refuză eliberarea acordului de mediu. În acest caz, inițiatorul renunță la activitatea planificată. Deci este un singur caz. Un singur caz, am înțeles. Nu există nemulțumirea populației, există doar prejudiciu irecuperabil. Iarăși, conform legii 86, un element de mediu este populația. Noi, în dezbaterile noastre publice care au fost organizate, în petiția noastră, noi de fiecare dată am afirmat că în cazul în care în Sângera se construiește un asemenea centru, există riscul enorm ca oamenii să migreze din Sângera, să plece de acolo. Ce înseamnă asta? Reducerea numărului populației. Populația fiind un element de mediu, reducerea numărului înseamnă prejudiciu irecuperabil. Deci există un motiv legal. Pentru a nu elibera acordul de mediu. Cu atât mai mult, termenul de adoptare a deciziei, foarte important, articolul 23 alineatul 5, termenul de adoptare a deciziei prevăzut la alineatul 1 înseamnă referitor la acordul de mediu și de informare inițiatorul cu privire la adoptarea acestei este de 60 de zile. De 60 de zile. Plus la asta, până la expirarea termenului 60 de zile, cu acordul inițiatorului, autoritatea competentă care este Ministerul Mediului poate hotărî prelungirea acestui termen cu încă 30 de zile. Adică 90 de zile de la prezentarea documentației către Ministerul Mediului este termenul maxim prevăzut de legislație când Ministerul trebuia să ia o decizie. Acordă acordul de mediu sau nu acordă acordul de mediu. Și astăzi noi în anunțul plasat pe pagina web a Ministerului Mediului ce vedem? Că nu s-a eliberat acordul de mediu. Băi, nu poate așa ceva să fie. Înseamnă că e încălcarea legislației. Adică, vă spun, la prima etapă,
autoritățile administrației publice centrale și în conlucrare cu administrația publică locală din localitate, a mers pe tăinuirea informației și la două etape pe dezinformare. Nu poate Ministerul Mediului să încalce legea 86. Am înțeles. Haideți acum să-i dăm voie și domnului Mihai Lare să vorbească, pentru că s-a invocat că a fost o tăinuire și a fost o situație. Apropo, probabil și dumneavoastră ați văzut videoul acela de pe internet, de pe YouTube, în care spuneți că nu au înțeles despre ce este vorba consilierii când au votat și au acceptat acest proiect. Eu înțeleg, domnul Lare, că mai există în secolul 21, problema că gestionarea deșeurilor devine prioritară pentru o populație care consumă mereu și care este necesar într-o țară unde nu există așa ceva să se construiască un centru de prelucrare a deșeurilor periculoase. Aici subliniez, pentru că în România sunt foarte multe, dar nu este unul atât de complex care este vorba de a fi construit în orașul Sângera. Aici, dar eu am citit și deșeuri periculoase există o sumedenie și sunt foarte nocive pentru sănătate. Aici accept situația că vor fi deschise locuri de muncă. Accept situația că are nevoie Republica Moldova de așa proiect. Dar dumneavoastră, părerea dumneavoastră în calitate de primar este că totul a fost legal și în Sângera este bine să se construiască un centru de așa fel? Bună seara, stimați orășeni sângereni. Bună seara, locuitori a satului Dobruja, satului Revaca. Sunt aici pentru aceea ca să vă aduc claritate în ceea ce se întâmplă la ziua de azi în Sângera și să vă informez că nu chiar sunt așa lucrurile cum le spune colegul meu, consilierul domnul Popa, că adică primăria a tăinuit informația. N-a tăinuit nimic primăria a activat în cadrul legal la cerere depusă de către Ministerul Mediului pentru a fi eliberat certificatul de urbanism pentru studii de fezabilitate, accentuez studii de fezabilitate și nu un proiect de execuție, un proiect tehnic de execuție, la ce fac referire domnii în protestele care se fac la Sângera. Asta e prima la mână. A doilea la mână. Corespondența care a avut-o primăria cu Ministerul Mediului e foarte scurtă. Adică Ministerul Mediului, într-adevăr, prin demersul din martie 2016, ne-a pus la dispoziție programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului, a activității planificate, crearea centrului gestionare a deșeurilor periculoase în Republica Moldova. Informația dată martie 2016. De-abia a ajuns programul. Programul, nu evaluarea impactului. Când a avut prima dezbatere publică cu locuitorii? 30 septembrie. Dar de ce din martie până 30 programul septembrie? Programul numai. Nu merge vorba de evaluarea impactului asupra mediului, de proiectul propriu-zis. Păi, dar procesul, mecanismul deja merge. Trebuia din martie până septembrie să organizați niște dezbateri. Noi, informația respectivă, am plasat-o pe panourile informaționale a primăriei și conform programului respectiv, dezbaterile publice privitor la evaluarea impactului asupra mediului erau preconizate pentru luna septembrie, audierii publice. Așa a procedat și primăria. Noi avem următorul demers. Din martie până în septembrie le-ați dat voie ca să defecteze toate actele ministerului și după ce au executat lucrările la studiu de fezabilitate. Că, într-adevăr, noi să știm despre ce merge vorba în cadrul proiectului dat. Următorul demers care a provenit către primărie a fost în luna septembrie, pe data de 22, unde ministerul a pus la dispoziția primăriei evaluarea impactului asupra mediului, care urma, conform programului nominalizat mai sus, să fie examinat la audieri publice în septembrie, 22 septembrie. Îmi dați voi să dau citirii punctului din studiul de fezabilitate. La data de 04 aprilie 2016 a fost înaintat spre examinarea autorității competente proiectul programului de realizare și a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată. De ce aprilie? Nu proiectul. Programul de realizare a fost prezentat în martie. Programul de realizare. Exact. Mai întâi proiectul. Iar nu proiectul. Proiectul a fost elaborat numai dumnealor conform programului trebuie să-l prezinte spre audieri publice la autoritățile centrale. Da, o claritate. În luna, nu, eu vorbesc. Da, bine, mă scuzați. În luna mai, în luna august, iar autoritățile locale, conform programului respectiv, prevedea că noi audierile publice fie organizate în luna septembrie, ceea ce noi și-am făcut. Și vă dau trimitere la demersul respectiv din data de 22 septembrie 2016, unde e scris negru pe alb că iată
poate fi accesat în pagina web. Domnule, dar dumneavoastră nu ați simțit că deja este vorba că el va fi construit până la urmă în cazul în care o să tăceți? Nu, deoarece noi n-am permis prin certificat de urbanism pentru elaborarea studiului de fezabilitate, să nu înseamnă un proiect tehnic. Asta înseamnă un studiu care pe urmă el se aduce la cunoștință populației, spunând dezbaterea Consiliului Local și numai după acordul populației și acordul Consiliului se putea de realizat obiectivul nominalizat. Da, vreau să vă zic că mai avem regie, îmi cer scuze domnul Popa, pentru că stă pe linie domnul Garaba. Ați reușit să faceți legătura cu domnul Garaba? Regia îmi zice că numărul deja a fost format, acum să vedem dacă este... Alo? Da. Da, bună seara! Bună! Domnul Vladimir Garaba, sunt Margareta Răducanu, am convenit să intrați astăzi în discuție cu noi în studioul Intersecție RM. Discutăm despre impactul negativ sau pozitiv a construirii unui centru de gestionare deșeurilor periculoase în orașul Sângera. Spuneți-mi, domnul Garaba, ce înseamnă că vor fi colectate în această zonă foarte apropiată de locuințele oamenilor deșeurile periculoase, care pot fi uleiuri, solvenți, slamuri petroliere, medicamente, deșeuri de medicale, pământ infestat. Ce înseamnă aceasta pentru o localitate? Și dacă este necesar ea să fie amplasată atât de aproape de loc în casele oamenilor? Din câte știu, specialiștii au examinat toate aspectele privind impactul acestei întreprinderi asupra mediului și asupra sănătății. Înainte de a înainta această propunere, de atâta ei au considerat că nu va influența nici într-un fel activitatea de la această întreprindere mediul înconjurător. Altceva că cetățenii, folosindu-se de dreptul constituțional și legislația, în primul rând, legislația privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor de mediu, se cere acordul populației. De atâta, poate s-a făcut o greșeală tactică la început, că nu s-a discutat cu oameni, nu s-a explicat și doar când au auzit despre decizia asta preventivă, de fapt, nu este finală, oamenii s-au ridicat împotrivă. Este dreptul oamenilor de a-și exprima poziția, acordul sau dezacordul și nu știu cum se vor, mai departe se vor dezvolta evenimentele, dar pare că acolo nu mai sunt șanse de a obține consimțământul populației. Da, aceste întreprinderi, ele nu sunt atât de mirositoare, dar dacă este respectată tehnologia de la A până la de alfa până la beta și până la gamma și până la delta, etc. Deci nu trebuie să fie impact. Asta este opinia mea. Cred că n-au explicat oamenilor mai multe detalii. Probabil că se cerea o informație mai obiectivă, mai corectă și despre întreprinderi, despre impactul ei. Trebuia să participe experți independenți, inclusiv de asociațiile obștești. Acest lucru s-a întâmplat și oamenii s-au alertat. Ei, având experiența gunoiului care a existat la Țânțărin până și la Bulboc, 90, deci ei, știți, acum orice idee o iau în furcă. Iată care e toate aspectul ăsta, aș zice eu, mai mult psihologic decât ecologic. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, în experiența altor țări, așa gen de centru de colectare a deșeurilor periculoase, în ce zone sunt construite? Păi, 500 de metri de la prima casă de locuit. Deci, așa e norma. Sunt normativele și ale noastre și normativele străine. Bine, în Austria, în alte țări,
chiar o uzină de ardere de deșeuri este în centrul orașului. Bine, asta nu e exemplu. Nu sunt deșeuri periculoase, probabil, domnul Garaba. Nu sunt deșeuri periculoase, probabil sunt deșeuri reciclabile. Nu, nu. E vorba de uzina de ardere de deșeuri care este la fel de periculoasă ca și această întreprindere de prelucrare deșeurilor toxice, fiindcă acolo e ciclu închis. Peste tot este ciclu închis și se prevedea ciclu închis. S-a folosit, deci se folosește terenul și toate încăperile de la întreprinderea comunatului de carton. Acolo era locul bun pentru această întreprindere. Eu nu văd în general un pericol ca specialist și ca om cu experiență. Dar dacă nu a fost bine lumea informată, dacă așa lumea crede, noi nu putem să mergem contra voinței populației. Asta este o concluzie pe care eu am făcut-o pe parcursul mai mulți ani. Am înțeles. Deci acum varianta bună ar fi să fie selectat un nou teren. Bineînțeles că va costa mai scump, fiindcă infrastructura respectivă în afara orașului nu există. Păi, totuși, vedeți, domnul Garaba, s-a ținut cont că aici infrastructura este mai potrivită decât în alte părți și poate lucrurile care s-au tăinuit sau nu au fost la timp informați oamenii au aici un aspect. De ce nu vreți să vedem și latura aceasta? Da, deci acolo este traseu național, este traseu de cale ferată. A fost mult mai ieftină. Dar dacă distanța este de 500 de metri, legal, deci Ministerul Mediului a avut dreptate. Uh-huh. A avut dreptate. Însă, iarăși eu zic că dacă oamenii consideră că nu este de dorit, nu putem merge contra voinței populației. Nu știu, mai sunt acolo poate și niște elemente politice. Bănuiesc că da. Oricum, majoritatea populației este împotrivă și eu cred că Ministerul trebuie să renunțe la această idee și să caute să găsească un nou teren, poate nu unul, dar mai multe, care de asemenea apoi trebuie discutate. Și să fie transparentă discuția. Nu putem să ne limităm. Să fie transparentă, domnul Garaba, discuția. Păi da, să fie transparent, că și pentru noi a fost un pic așa șocant când s-a decis că doar într-un singur loc. Poate că prin cabinete s-a mai discutat ceva, dar trebuie cu populația. Lucrul ăsta, lumea este speriată, lumea este alertată de ce se întâmplă, mai ales în Chișinău, cu gunoi și asta, chiar direct în oraș, lângă stația de epurare, care și așa este în stare deplorabilă. Domnul Garaba, și noi mai știm ce se întâmplă în situația ecologică în țară. Trebuie o tactică foarte, foarte și foarte abilă. Da, domnul Garaba, vă mulțumesc tare mult că nu mai avem timp. O seară frumoasă vă doresc. Da, domnul Lari. Eu aș vrea să închei, totuși nu mi-ați dat. Da, vă rog, frumos să-mi cer scuze. În contextul cel ce a vorbit domnul Garaba, eu sunt de acord cu dumnealui că într-adevăr s-a lucrat prost cu populația din partea Ministerului Mediului. Dar programul care a prezentat dumnealor nou pentru a fi realizat, noi întocmai l-am îndeplinit. Și documentația evaluarea impactului mediului asupra mediului a fost prezentată în termeni stabiliți în program pe data de 30 septembrie. Ulterior, au fost câteva ședințe cu membrii Consiliului, unde au participat reprezentanții Ministerului Mediului, au participat și populația, unde populația a fost categoric împotrivă. Luând în considerație ceea ce a evoluat la audierile publice, ceea ce s-a întâmplat în cadrul ședințelor Consiliilor, Consiliul a decis, prin decizie din decembrie, că se interzice de a construi centrul respectiv în Sângera. A fost votat de către Consiliu, expediat Ministerul Mediului, încadrat în termenul stabilit de program. Noi eram datori pe data de 4 decembrie, obligatoriu, să le dăm informația privitor la... În decembrie, deci, Consiliu. În decembrie. De ce oamenii totuși considerați că au ieșit la proteste? Pentru că dacă în decembrie Consiliul a emis o hotărâre că sunt împotrivă, de ce era necesar oamenii să mai iasă? Știți, după decizia Consiliului de interzicere a construcției centrului respectiv, lucrurile au derulat în alt aspect, mai mult aspect politic, eu ar spune. Iată, deci s-au luat... Iar
Ceea ce a vorbit domnul Garaba, foarte corect a vorbit, deoarece lumea deja, orășenii noștri, au experiența foștii gunoiști, anilor 90, care au înțângerat. Având în vedere că avem aeroportul alături de noi... Dar haideți să acceptăm că acolo este un dezastru ecologic. Este un dezastru, da, într-adevăr. Și lumea, într-adevăr, s-a expus că este împotrivă. Deci au avut dreptul oamenii, având în istoricul său două locuri foarte dubioase în preajma sa. Vorbesc de Țânțăreni și de gunoiștea aceea veche de pe timpul sovietic, care a fost de la Dobrogea, din câmp de acolo, care mi-a zis cineva că zboară o rândunică și după ce bea apă de acolo mai zboară 10 minute și cade la pământ. Nu cred că mai zboară. Toate cele ce s-a întâmplat în cadrul audierilor publice și în cadrul ședinței Consiliului Local, primăria a informat ministerul. Ca ulterior, ministerul să primească o hotărâre prin trei dimensuri, ne-a informat în luna aprilie că, luând în considerație neînțelegerea, să o spune, dezacordul populației în construcția centrului respectiv, ministerul a luat decizia de a fi în căutare altui loc de plasament a centrului dat. Spuneți-mi, aici vreau să fac o paralelă așa. Fabrica de farmaceutică, mă ajutați să spun cum se numește? Balkan Farm. Farm. În cât timp și cât de corect au fost ei privind informarea? Că din câte îmi dau eu seama, așa acolo oamenii nu au fost prea informați și s-au trezit cu o fabrică farmaceutică în spatele său. Când s-a inaugurat, corect. Și eu am auzit, am fost invitată la inaugurare în calitate de jurnalist, dar până atunci nu am auzit. Eu nu eram în funcție de primar și nu pot să vă dau explicații sau lămuriri la capitolul dat, dar nu pot să vă explic de ce se întâmplă. N-a fost, aici vorbesc despre faptul că neîncrederea oamenilor i-a scos în stradă. Asta vreau să menționez. Nici n-a fost audieri publice privitor la construcția acestei fabrici la Sângera. Deci nu au fost audieri. Iată, vedeți? Deci putem să le dăm în dreptate oamenilor că au ieșit la proteste. Ei, având experiența fabricii de medicamente. Eu consider că la ziua de azi, stimați sângereni, dobrogeni, răvăceni, mă adresez încă o dată cât dumneavoastră, având demersurile ministerului, unde categoric se spune că fabrica nu o să fie construită și într-adevăr nu o să fie construită, deoarece etapele de construcție a unui obiectiv sunt următoarele. Este necesar de a administrația publică locală să elibereze certificat de urbanism pentru proiectarea proiectului tehnic. Este necesar de eliberarea autorizației de construire și numai după aceea se poate de proces la construcția nemijlocită a centrului. Deci dumneavoastră, la ziua de azi, noi avem interzicere de către Consiliul Local, avem audierii publice interzicere și avem demersul Ministerului Mediului unde spune clar că centrul nu va fi construit la Sângera. Și atâta, în calitate de primar, veți merge cu tărie pentru interzicere. Eu consider că întrebarea dată este închisă și trebuie soluționată la masă, dar nu în stradă. Bine, am înțeles. Dați voi. Noi am încercat la masă, dar bine, am fost ignorați, dezinformați, nu e adică populația din Sângera. De asta oamenii probabil au ieșit în stradă. Punctez câteva chestiuni. Referitor la decizia Consiliului din decembrie, bine, a fost din 2 decembrie 2016, prin care Consiliul într-adevăr s-a manifestat împotriva construcției, dar în conformitate cu legea numărul 86, e posibil dinaintat obiecții la proiect, la documentația privind evaluarea impactului asupra mediului, doar înscris și doar nemijlocit pe documentație. Chestii că suntem de acord, nu suntem de acord, nu se acceptă, conform legii iarăși. Decizia Consiliului respectiv a fost votată sau proiectul decizie a fost inițiat de către executivul primăriei, a fost votat cu scopul, iarăși vă spun, de a dezinforma oamenii și de a induce în eroare. Și am un argument. Atunci când au venit reprezentanții Ministerului Mediului, noi la ședința Consiliului i-am întrebat care este valoarea acestei decizii a Consiliului și, apropo, ședințele Consiliului sunt filmate și absolut tot se poate verifica. Ei au răspuns că zero, nu au nevoie de decizia Consiliului, pentru că în conformitate cu legea 86... Decizia aceea de a respinge din decembrie, care spune domnul primar. Bineînțeles, și iau dreptate, pentru că în conformitate cu legea 86, publicul afectat, ca așa se numește conformitate cu legea, poate înainta doar propuneri, obiecții la documentații. La documentații. Stați un pic. Domnul primar, dumneavoastră, ce ziceți? Eu nu sunt de acord.
Noi am prezentat... Acest document are valoare sau nu are valoare? Decizia Consiliului are valoare pentru mine de interzicere. În plus, da, administrații publice centrale, da, în caz de dezacord și inițiere a construcției obiectivului nominalizat într-adevăr, atunci eu am dreptul la referendum local, eu personal. Uh-huh. Și eu o să fac asta. Dacă Ministerul Mediului o să intenționeze să construiască, toate eu nu văd în baza la ce. Nu au niciun proiect tehnic, nu au nimic, au numai un studiu de fezabilitate, la care s-a expus populația împotrivă. Uh-huh. Și Consiliul tot împotrivă. Și nu vedem, la ziua de azi, eu nu văd insistență din partea administrației publice centrale de a fi construit acest centru. Sigur că să sperăm că noul guvern, în formatul în care va fi el, nu va reveni la această... Noi sperăm că o să vină un ministru care să fie mult mai receptiv, o să ne primească în audiență și până la urmă, iarăși să punctez câteva lucruri care deja mi-a spus domnul Garab, am fost foarte atent, dumnealui spune așa. Specialiștii au considerat că nu va fi impact. Specialiștii au considerat că nu va fi impact. Tot acești specialiști au scris în documentație că cea mai apropiată zonă rezidențială este la mai mult de 1,5 km, ceea ce este fals. Uh-huh. Cea mai apropiată zonă rezidențială este în jur, cred că la 600 sau 700 de metri și este vorba de blocul de lângă serviciul pompieri. Iată, tot acești specialiști, da? Este o informație eronată. Iarăși, domnul Garavă a menționat, dacă este respectată tehnologia, atunci nu există impact. Haideți să nu fim atât de critici, dar noi trăim în Republica Moldova. Dumneavoastră, la început emisiunii ați menționat, există un miros specific și neplăcut în sânge. Care nimeni nu-l rezolvă și care eu am atenționat de nenumărate ori pe Facebook și nimeni nu-l rezolvă. Consider că nu se respectă anumite tehnologie. Care este garanția că aici o să se fie respectată tehnologia? Nu este. Iarăși, domnul Garab a menționat, eu cred că Ministerul Mediului trebuie să renunțe. Corect. Și eu așa cred că trebuie să renunțe, pentru că Ministerul Mediului încă nu a renunțat. Și la capitolul dat, aș vrea să fac trimitere la anunțul publicat de către Ministerul Mediului pe pagina lor web, la data 26. L-ați citit dumneavoastră. Da. Sunt două afirmații contradictorii. Pe de o parte, Ministerul Mediului afirmă că nu a emis acordul de mediu din considerente că reacțiile populației asupra studiului de deșeuri periculoase sunt negative. Deci la început eu am spus ce înseamnă acordul de mediu, care este termenul și Ministerul Mediului era obligat să-l emită până acum sau să-l refuză printr-o decizie oficială, nu printr-o scrisoare. Pentru că asta prevede legislație, trebuie să fie decizie oficială. Respectăm legea sau nu? Sigur că da. Mai departe, iarăși, acordul de mediu spune din considerente că populația s-a exprimat negativ. Iarăși, documentația, legea prevede un singur caz, când se denotă că mediul va fi cauzat un prejudiciu irecuperabil. Ei nu fac trimitere la asta. Aici este un element din anunțul lor. Al doilea element, scrie așa, pe de altă parte, Ministerul Mediului afirmă că prin acțiunile întreprinse și-au onorat obligațiile asumate de către guvern, acolo puncte, identificând soluții pentru aplasarea centrului pe teritoriul instituției subordonate Ministerului. Atenție, astfel a fost elaborat și finalizat conceptul centrului, fundamentat studiul de fezabilitate realizat de către experți, fiind supus consultărilor publice, în conformitate cu articolul 920-21 a legii 86, prin evaluarea impactului asupra mediului, fiind respectate toate procedurile legale. Deci face trimitere la anume la proiectul documentației evaluare a impactului asupra mediului, care este elaborat, asta este prima pagină, pentru orașul Sângera. Toate 127 de pagini din acest proiect este pentru orașul Sângera. Ei fac trimitere în anunțul lor că totul este perfect legal, pe de o parte. Astfel, Ministerul Mediu s-a încadrat plenar în rigorile legislației și așa mai departe. În concluzie... Deci sunt foarte multe neconcordanțe. Sigur că da. Pe de o parte spun că nu eliberează acordul de mediu, pe de altă parte spun că ei au făcut deja documentația. Și încă ceva. Suntem pe final de emisiune, vă rog frumos să... Domnule, dumneavoastră, consilierilor le pare că sunt niște neconcordanțe. Dumneavoastră, nu v-a părut acest lucru? Eu încă o dată vreau să fac trimitere la domnul Garaba. Chiar dacă studiul de evaluare impactului asupra mediului arată că e posibil de a amplasa centrul respectiv în Sângeră, dacă locuitorii orașului sunt împotrivă, eu nu voi semna niciun act permisibil pentru că acest centru să fie plasat în Sângeră. Nu o să o fac. Bine. Deoarece noi credem noi că dumneavoastră vă avem veți ține de cuvânt. Responsabilitate, noi suntem aleși de oameni și nu avem dreptul să mergem împotriva oamenilor.
Asta este părerea mea. Și, sper, suntem și deja noi pe nu facem politică, nu facem gospodărie. Da, și vă gândiți și cu autoritățile la locuitorii care v-au votat pentru că ați primit voturile. Și noi n-am încălcat legea eliberând un certificat de urbanism pentru a studiu de fezabilitate. Nu un proiect tehnic, dar un studiu care a fost examinat în cadrul ordinilor publice și în cadrul Consiliului, unde s-a a dus la concluzia că noi suntem în dezacord cu construcția acestui centru. Eu sper că dumneavoastră nu veți merge împotriva votanților care masiv au votat în 2015 și au avut încredere în dumneavoastră. Să ne mobilizăm și să rezolvăm întrebările la masa de tratative, la masa de negocieri și nu în stradă. În stradă nu se rezolvă întrebările. Ei, de ce? Nu, că, dacă nu ieșeau locuitorii, vreau să zic că dacă nu era această mobilizare, nu se întâmpla ce s-a întâmplat, într-adevăr. Era, este un precedent la noi și locuitorii. Era atunci, era în vogă, atunci era să fie referendum local. Dar vedeți că dacă oamenii au ieșit în stradă mediu, după ce a fost suspendat referendum. Dacă asta a fost mediu motivul. Mergem potrivă și insista la construcția centrului, atunci noi solicitam din toată puterea legislației, ce-mi vine și mie ca primar și Consiliului, ca să fie organizat referendul local și locuitorii orașului să expună problema dată. Bine, să liniștim locuitorii din orașul Sângera, Dobrogea și Revaca, pentru că dumneavoastră nu veți merge împotriva voinței acestor oameni. Eu aici vreau să mai întreb un singur lucru, domnul Are. Știu că sunteți în proces de construire, de finisare a construcției grădiniței, care a fost transmis în bugetul orașului Sângera din cadrul grantului oferit de România. La ce etapă sunteți? Dumneavoastră ceva încurcați ceva. Da. Vă explic. Mi-a zis mie atunci în interviu. Noi construim o singură grădiniță acum, grădinița de copii 202 din Sângera, care este finanțată din municipiul Chișinău, din bugetul municipal. Ceea ce privește grantul de România, mulțumim într-adevăr că mi-a spus această întrebare și mulțumim guvernul României că a acceptat. Dar unde sunt banii? Noi avem pentru grădinița din Revaca. Merge vorba de reorganizarea gimnaziul 67. Noi acum suntem la etapa de elaborare a proiectului, documentației de proiect și ulterior ca să construim anexa la acest gimnaziu, ca să construim grădinița o grădiniță din Sângera, de 50 de locuri. Mai durează, că oamenii foarte tare o așteaptă. Grădinița din Sângera pentru finisarea lucrărilor sunt necesare în jur de 25 de milioane de lei. Cine vi le oferă? La ziua de azi bugetul municipal și bugetul republican. 3 milioane avem pe anul acesta de la bugetul republican și avem 1.600.000 la bugetul municipal. A, cu pași așa mărunți, cred mărunți, că copiii vor ieși în clasa 11. Da. Da, domnul Pop, ați vrut ceva să concluzionați și am încheiat emisiunea. Bine, până la urmă, să fie foarte clar că oamenii din Sângera nu o să renunțe la... Până la urmă este o luptă. Lupta împotriva amplasării centrului până când nu o să avem garanții reale. Dacă legea prevede anumite documente eliberate prin decizie oficială a Ministerului, noi asta cerem. Dacă Ministerul Mediului spune că renunță la amplasarea centrului, atunci păi noi solicităm printr-o decizie oficială refuzați eliberarea acordului de mediu și motivați care asta situația. Așteptăm de la asta așteptăm mediului. Și vă mulțumim și, celor care o să ne ajute să le fim recunoscători, bineînțeles. Da, domnul Lare, și dumneavoastră un cuvânt de final. Eu aș spune stimaților mei orășeni, săteni din Dobrogea și Revaca, să aibă încredere că noi nu o să eliberăm permisiunea pentru construcția acestui centru atâta timp cât Ministerul nu o să ne garanteze că asta va fi ceva real în contextul dat. În beneficiu oamenilor. Da, în beneficiu oamenilor. Și atâta timp cât lumea, locuitorii, nu or fi de acord și Consiliul nu o să fie de acord, eu nu o să eliberez nici permis autorizat pentru construcție centrul dat. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio și pentru discuția din această seară. Doamnelor și domnilor, aici punem punct ediției din această seară. Vă aștept luni și joi la emisiunea Intersecția RM să discutăm cu oameni și despre problemele oamenilor.